Un angajat al ambasadei României din Afganistan a murit în atacul terorist de ieri seară din Kabul, în timp ce un alt diplomat este grav rănit. Ministrul de Externe spune că a fost vorba despre un atac susținut care a vizat reprezentanța României și că acum clădirea nu mai poate fi folosită. Presupusul criminal din Caracal a fost adus la sediul IGP, unde se desfășoară analiza sa comportamentală. În paralel, continuă cercetările în cazul celor două fete dispărute. Liderul ALDE spune că PSD a luat în calcul ca prin propunerea lui Teodor Meleșcanu la șefia Senatului să atragă 15 senatori și deputați liberal-democrați. Călin Popescu-Tăriceanu crede că aceasta a fost o încercare disperată a Vioricăi Dăncilă de a ataca ALDE. Toamna începe să-și intre în drepturi, de astăzi vremea se răcește în toată țara, iar maximele scad până la 18 grade. În același timp crește instabilitatea atmosferică, iar la munte se așteaptă ploi și vânt puternic. Au fost anunțate epurări în rândurile conservatorilor britanici. 21 de parlamentari, inclusiv fostul ministru Philip Hammond și un strănepot al lui Winston Churchill, vor fi expulzați din partid, după ce au votat împotriva premierului Boris Johnson. Opoziția a reușit în acest fel să preia controlul asupra parlamentului și ar putea în viitor să blocheze un Brexit fără acord. Acestea au fost informațiile momentului. Toate știrile de ultimă oră vă sunt oferite de agenția Mediafax.